spună domnului Irimia care sunt surprizele acestui supercombat. Supercombatul de K1, bineînțeles. Eu zic că va fi cel mai mare eveniment sportiv al anului din România ca și mediatizare internațională. Se va transmite pe 5 continente, în 90 de țări. Se va transmite pe 4 continente în direct, pe un singur continent se va transmite în reluare. Vom avea un videoclip de prezentare care va intra înainte de Supercombat. Un videoclip al orașului Craiova de 30 de secunde. Suntem deja în organizarea acestui eveniment și deja filmăm pentru videoclipul respectiv, care va fi văzut de câteva zeci de milioane de telespectatori din toată lumea. Cred că este cea mai bună promovare pe care putem să o avem pentru Craiova. Evenimentul va fi de 30 de ori mai bine mediatizat decât gala lui Bute organizată la București și o să-l las în continuare pe domnul Irimia să vă dea mai multe amănunte. Bună ziua și bine v-am regăsit. Aș începe cu remarca de comparație între gala lui Bute și Supercombat. Nu este un motiv subiectiv sau rătăcios, pur și simplu vorbim de expunerea pe televiziune. Vorbim de faptul că un eveniment care a avut atenția României și a mass mediei anul trecut, care a fost apreciat și de oameni de pe sărbătoare, dar acum venim în România cu un circuit care are origine în România și ne putem mândri că Supercombat a devenit la nivel global un produs de televiziune care este transmis global, un produs care tocmai săptămâna trecută a reușit să intre și în America de Nord, pe lângă și în alte 4 continente. Avem la ora asta în direct Europa, Africa, Asia și Australia, începând din octombrie și America de Nord, în Statele Unite, toată la 74 de milioane de case și 50 de milioane de utilizatori iPhone vom avea și în reluare, ceea ce asigură organizatorilor, oriunde ar fi aceste evenimente care face și în Europa sau în alte continente, oferă o expunere foarte mare. Așa cum v-a promis și doamna Orgâța Vasilescu în iunie, când a fost foarte încântat de publicul din Craiova și a fost o reușită acel eveniment care nu conținea meciul de anvergura Supercomba, dar a fost un eveniment deosebit și plăcut de publicul din Craiova. A fost un record de audiență pe stadion, un amărânt care ne-a convins să ne ținem de cuvânt și noi să venim în întâmpinarea doamnei Vasilescu cu un eveniment care poate să lanseze într-un moment oportun un oraș mare din România care are o expansiune economică și cel puțin ce am văzut de la ultima prezență în Craiova arată mai bine orașul și asta este un merit, chiar dacă în timp scurt, dar mă bucură faptul că în clipul de prezentare a orașului aveți și să arătați în această prezentare, plus că sala că se va lansa cu un astfel de eveniment va fi chiar în direct, deci pe televiziune vom oficializa lansarea sălii în direct la nivel mondial. Deci, zeci de milioane de oameni la nivel global vor vedea o sală superbă, plină de fani și de oameni nebuni să vadă un astfel de eveniment. Un eveniment care se va realiza cu un buget de aproximativ 500.000 de euro, bani care provin din parteneriatele Supercombat, drepturi de televiziune, sponsori și bilete. Deci nu, așa cum spuneam și la prima conferință în presă cu ceva timp în urmă, nu vrem să fim luați ca și niște oportuniști care folosesc bugete din campanii sau alte sume care ar putea să fie contestate ulterior. Tocmai de aceea sunt mândru că la ora asta produsul Supercombat este cerut în mai cât mai multe țări din lume. La ora asta, finala de la Supercombat este se luptă Abu Dhabi și Istanbul pentru finală. În cazul în care evenimentul va avea loc la Abu Dhabi, putem spune că cea de la Craiova va fi cea mai importantă gală a anului în Europa, nu numai în România ca și mediatizare. Deci, cel puțin în sportul de contact, va fi cel mai important eveniment din Europa. Pentru asta, aș dori să manifest și interesul pentru viitor.
Să sperăm că o să vă placă un astfel de eveniment și să devină capitala europeană la Craiova, poate un eveniment mare pe an să aibă loc un astfel de Final Elimination, acest eveniment fiind un fel de semifinală la nivel mondial. O semifinală în care sportivii care vor participa și în circuitul K1 de la Tokyo pe 14 octombrie, un amănunt important, pe 14 octombrie, săptămâna viitoare, la Tokyo, va avea loc marele eveniment Grand Prix Mondial de K1, în care din 16 participanți acolo avem și doi români, vorba de Cătălin Moroșanu și de Raul Cătinaș, care intră în lupta pentru premiul de $1,000,000, eveniment ce va avea loc la New York. Tocmai de aceea mi-am permis să spun pentru presă, este un subtitlu care merge introdus, Craiova intră pe axa Tokyo-New York. Deci în momentul ăsta Craiova se poate situa foarte bine cu orașe care au bugete mult mai mari, sunt mult mai mari, dar faptul că venim și noi în România cu o sală care, din punctul meu de vedere, la ora asta este cea mai mare din România disponibilă. Bănuiesc că vor fi aproximativ 4.000 de locuri pe scaune în sală și încă 1.000 și ceva de locuri la VIP. Pentru bilete și alte informații vom anunța pe parcurs în următoarele zile și săptămâni ce se va întâmpla, dar presiunea va fi foarte mare pe mesele VIP, pentru că cei care vor să stea în jurul ringului vor trebui să scoată alte sume de bani pentru a permite publicului normal să primească niște prețuri mai mici de bilete. Oricum, biletele vor fi de cel puțin 5 ori mai ieftine decât în Europa, în gare similare. Tocmai de aceea, concluzia noastră este că faptul că oameni de onoare care promit România să țină cuvânt, este un lucru important, pentru că mi-am permis să risc într-un fel, pentru că nu am avut un contract stabilit cu nimeni la Craiova din iunie, dar am știut că dacă o sală ca asta va apărea și va fi disponibilă pentru noiembrie, cu siguranță este un moment foarte bun pentru a profita de astfel de ocazii. Și pentru mine ca român, normal că aș da oricând un Istanbul sau un Frankfurt pe Craiova, România. Și mi se pare că și publicul de aici va aprecia, așa cum și pe stadion, atunci când și alte evenimente au încercat să convingă în aceea zi, dar am avut un public mai numeros decât alții. Și dacă la gala trecută ați avut un erou invitat ca și Remi Boniaschi, a fost invitat doar ca și VIP la acea gală, aici, la evenimentul de la Craiova, avem sportivi din primii din lume. Și mă refer aici, începând de la eroii din România, Cătălin Moroșanu, Raul Cătinaș, suntem în discuție chiar și cu veteranul Ionisif Timoaie, care își dorește foarte mult să revină în ring, are el o revanșă cu Zeva Potura, care l-a învins anul trecut și vrea neapărat să revină. O să dăm și lui această șansă. Plus, s-a confirmat până acum, avem Alexei Ignașov, Scorpionul Roșu, veteranul K1, care este rău, la fel de cunoscut ca și Boniaschi. L-avem pe Freddy Chemaio, campionul mondial din 2010 de la K1 World Grand Prix. Avem sportivi din cei de la Tokyo, deci îmi voi pleca marți la Tokyo și de acolo restul de sportivi îi voi lua din câștigătorii din Tokyo și sportivii care sunt eroi în România. Pe de altă parte, pentru craioveni, am o surpriză foarte mare și aici este foarte important să poate să găsim o cale de a promova această știre, poate să o urmăm în următoarele zile. Am descoperit un erou întâmplător, asta a fost chiar o coincidență pentru craioveni. Am descoperit un erou, a fost la o gală de K1 în Los Angeles, campionul categoriei super grea în America, la ora actuală, și numărul 1 WBC în Thai Boxing în America, un sportiv care locuiește în New York, de origine din România, mai exact Craiova, 2,20 m de centimetri, la ora asta un semi-shield, deci, ca și înălțime, și spune celebrul semi-shield din K1, este plecat de foarte mult timp din România. Tatăl său, pe nume Spingel, a fost în prima echipă din Craiova prin anii 50. Deci are o legătură foarte frumoasă, ca, să zic așa, sentimental pentru craioveni. Tatăl său, un mare fotbalist, puteți să verificați ca presă numele de Spingel, Gheorghe Spingel. Și fiul lui, când a auzit că are șansa să-l bagă în evenimentele de super combat la nivel global, dar faptul că s-a potrivit ca prima gară să fie chiar la Craiova, i s-a părut atât de interesant încât este emoționat și de-abia așteaptă să confirmă un match în România. Deci ar fi, eu zic, un main event pentru craioveni, să aveți și un erou al vostru. Care este actor, nu uitați să-l decide. Da, încă un amănunt în showbiz, el a
participat ca rolul secundar în multe filme celebre, ca și Pantera Roz, comedia cu Steve Martin, filme thriller, acțiune cu Edward Norton, deci are deja rolul de cel puțin 5 sau 20 de minute în filme importante din America. Le puteți găsi sub numele de Radu Spingel pe internet. Un sportiv care are, pe de o parte, o șansă să devină și în România, la fel ca și eroii Moroșanu, Cătinaș, Ghiță, și sau, pe de altă parte, să fie luat în calcul și în America, pentru că finala K1 va avea loc la New York, posibil în 26 decembrie sau în 25 ianuarie, și dacă cei de la K1 îl vor vedea în gala noastră de Super Combat, pentru că are o șansă de promovare prin noi, poate îl vor băga cel puțin într-un meci de rezervă la marea finală de la K1. Deci eu consider că asta este o veste foarte bună pentru dumneavoastră și până când fotbalul va reveni în forță în Craiova, eu vă promit că vă pun pe Mapamond la același nivel cu Tokyo și New York, cel puțin ca și eveniment. Mai departe, că nu avem zgârie nori și, nu știu, alte lucruri care le-au ei acolo, eu zic că ne putem mândri cu un astfel de eveniment. Facem și de aia, dar mandatul. Vă mulțumesc foarte mult!